Aflat într-o vizită de lucru în SUA alături de mai mulți oficiali guvernamentali în frunte cu Maia Sandu, Andrei Năstase, ministrul de interne, a cerut sprijinul Biroului Federal pentru Investigații, prescurtat FBI, pentru localizarea și aducerea în fața justiției moldovenești a lui Vladimir Plahotniuc, fostul președinte al Partidului Democrat, și Ilan Șor, încă lider al partidului său, ambii plecați din țară după ce Blocul Acum și PSRM au preluat guvernarea la Chișinău. Am înmânat scrisoarea prin care le solicit partenerilor americani să ne ofere suportul plenar în localizarea și aducerea în fața justiției din Republica Moldova a tuturor celor care au comis aceste fără de legi, începând cu Plahotniuc și Șor și toți complicilor, a scris Năstase pe contul său. Andrei Năstase a mai menționat că a reușit să pună în mod oficial pe agenda Biroului Federal de Investigații furtul miliardului, laundromatul și toate celelalte scheme care au ruinat sistemul financiar bancar al țării, după cum mai scrie Năstase pe Facebook.